Bună ziua, dragi prieteni! În această zi vreau să vă împărtășesc din Cuvântul lui Dumnezeu, din Epistola către Corinteni, 1-a Epistola către Corinteni, capitolul 2, versetul 1 și 2. Haideți să ascultăm Cuvântul Domnului. Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Amin. Acest cuvânt conține atât de multă înțelepciune, dragii mei. Acest cuvânt, noi putem să citim și să vedem esența, putem să vedem inima mesajului lui Dumnezeu. Uitați-vă, Apostol Pavel scrie către credincioși în Corint. El spune, eu când am venit la voi să vă vestesc Evanghelia, să vă vestesc taina lui Dumnezeu, taina lui Hristos, să vă vestesc mântuire, să vă vestesc iertarea păcatelor, cum am fost eu? Pavel spune, nu am fost cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. Știți că Apostol Pavel a fost învățat la picioarele unul din cei mai răniți învățători pe timpurile lui, care se numea Gamaliel. Deci, el a fost învățat din mică copilărie la învățătură. El știa pe de rost primele 5 cărți ale Vechiului Testament. Puteți să vă imaginați, Geneza, Exodul, Leviticul, Deuteronomul, el știa toate cărțile acestea, Numeri, știa toate cărțile acestea pe de rost. Nu doar ca noi să căutăm prin concordanță unde se află locul respectiv. El știa pe de rost lucrurile acestea. Pavel putea să țipi niște vorbi strălucitoare, strălucești, strălucite. El putea să vorbească frumos pentru că l-a învățat ca să fie un învățător al legii. Și aici îmi spune ceva. Eu n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită. Adică nu v-am ținut mult, dar uitați-vă ce spune. N-am avut de gând să știu între voi altceva decât Pavel putea să ține de gând altceva. Pavel putea să ține de gând învățătura părinților, învățătura strămoșilor, obiceiurile părinților. Dar el spune, nu aceasta a fost scopul meu. N-am avut de gând să știu între voi decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Dragi prieteni, imaginați-vă că atunci când trăia Apostolul Pavel, încă nu erau scrise Evangheliile, încă nu era scris Noul Testament. Da? Noi astăzi cu dumneavoastră putem să deschidem, să citim Evangheliile, avem 4 evangheliști și putem compara, putem vedea ce scrie unul, a doilea, a treilea, să știm ceva despre viața lui Iisus Hristos, ci ceea ce a avut Pavel atunci despre Iisus Hristos au fost doar ceea ce a auzit el de la apostol, de la Petru, da? De la Iacov, probabil, deci ceea ce a auzit el din spuse. Și Pavel spune că oricum, cât de puțin eu n-am fi știut. Avea o ispită atât de mare să se baseze pe această învățătură care a fost învățată din copilărie, această înțelepciune care avea. Dar Pavel spune, nu, doar pe Iisus Hristos. Și El, cum este? Răstignit. Dragii mei, vreau ca viețile dumneavoastră să fie bazate pe învățătura corectă. Cum este învățătura corectă? Este învățătura pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Este bazată pe faptul ceea ce s-a întâmplat pe crucea Golgotei. Ce a făcut Dumnezeu pentru noi? Cum a vărsat sângele Lui? Cum și-a dat viața Lui? Ca noi să fim iertați, răscumpărați, vindecați, binecuvântați. Aceasta este inima învățătorii. Aceasta este esența învățătorii. Să tragem atenție la Iisus Hristos, la cuvintele Lui, la viața Lui, la faptele Lui și să trăim la fel. Să înțelegem ce a făcut Iisus pe crucea Golgotei pentru noi și să acceptăm acest lucru. Și atunci Dumnezeu va fi în viața noastră.
Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă încurajez să citiți Evangheliile, să urmăriți pe Hristos și Dumnezeu să fie cu dumneavoastră în toate. Amin.